Da, vă 10 minute mai avem la dispoziție din această ediție a matinalului nostru. Obiectivul de astăzi vorbește despre termonetul care scurmă prin legi pentru a găsi chichițe care să blocheze debranșările. Atenție, firma asta nu are niciun contract legal semnat cu sucevenii. Cu sucevenii individual. Pentru că așa un contract cu sucevenii există prin intermediul primăriei. Și prin intermediul asociațiilor de proprietari. Dar contracte directe nu există între locatarii. Asta a fost una din condițiile puse în discuțiune la momentul când respectiv. Când s-au vândut sau nu s-au vândut, s-au concesionat rețelele de termoficare către Termonet, da, asta era, că vor face contracte individuale cu abonații și că va exista posibilitatea de debranșare individuală. Evident că nu s-a întâmplat asta, cel puțin până acum, ba mai mult, Termonet încearcă să țină captivi toți abonații pe care i-a preluat de la Termica, îngreunând financiar, că asta este cea mai simplă și mai eficientă metodă, debranșarea. Solicitând, ei fac apel la o interpretare a unui paragraf dintr-un regulament, dar această interpretare, să fim corecți, eu am văzut-o comunicată către Termonet de primărie, de primăria Suceava. Și interpretează acest paragraf din regulament în favoarea operatorului de transport și distribuție agent termic și nu în favoarea locatarilor, spunând că trebuie să facă un studiu, că trebuie să monteze niște echipamente simplu, robineți, pentru a face o așa numită echilibrare termică sau hidraulică sau nu știu cum Dumnezeu îi spun ei, mă rog, ar fi cam vreo 30 de milioane de lei vechi de plătit suplimentar ca să te poți debranșa. Adică te costă mai mult decât debranșarea, te costă mai mult decât centrala și caloriferele pe care le trebuie să le montezi în casă. Și domnule aberant, soluția ar fi normal instanța. Dacă insistă pe această tergiversare și să te țină captiv, nu vreau eu un serviciu pe care tu mi-l furnizezi și eu nu am nevoie de el. Nu mi-l doresc. Da, e adevărat. Traiu în comun într-un bloc presupune obligații și responsabilități și de o parte și de alta. Dar nici nu mă poți obliga să folosesc un serviciu public de care eu nu am nevoie. Foarte pentru că dacă... Și foarte prost. Pentru că dacă vreau să mă debranșez, eu știu, nu mai vreau să primesc apă de la ACET, vin și mă deconectez de la ACET, să mă deconectează ei dacă nu plătesc, da. Și îmi aduc apă cu căldarea în casă. Sau îmi fac o fântâniță, îmi sap o fântâniță în fața blocului și îmi fac eu propria mea rețea, dacă vreau să fac asta. Și nu mă dă în judecată acetul sau nu-mi cere costuri suplimentare ca să mă debranșez de la ei și sau pur și simplu vreau eu să stau nespălat în casă. Nu mă poți obliga, da? Pe când aici vin că cu tot felul de explicații din astea pe care, repet, nu le-am văzut susținute de niciun studiu, cât la sută, clar, cu cifre, îi afectat sistemul de termoficare al unui bloc de 10 etaje dacă 2 sau 5 sau 10 locatari se debranșează pentru fiecare în parte, calculează. Și tu ai văzut, eu mă mai bag la discuții de astea, inclusiv fuziune, fisiune, nu știu ce, ajung la alinierea planetelor, la... Da, chestia asta cu cum e? Reechilibrare hidraulică, dăm voi să spun. Sau ceva da. Pe aici. Ha, ha, ha. Hai să fim să... O fac ei din robineți. De ce ajustez din 2 robineți cantitatea de apă caldă care ți intră în instalații? Ce inginerie mare e asta? Reechilibrare hidraulică faci tu acolo. Și montează-ți robineții ăia da. Dacă știi că dacă râdeam eu nu de puține ori de asocierile de... De fapt e vorba de abonați, de păstrarea numărului de abonați. Îi înțeleg din punct de vedere economic, dar nu așa.
Stai. Oferă-mi servicii de bună văd calitate. Care sunt justificările tale din punct de vedere economic, dar nu pot să le înțeleg. Nu pot să le accept. Pot să le înțeleg, dar nu le accept. Sunt nicio formă. Sau da, pot să le, sau mă fac că le înțeleg. Mă duc la protecția consumatorului, mă duc și te reclam, la, te dau în judecată. Nu mă poți obliga să primesc un serviciu de care nu am nevoie. Iar taxa asta de branșare să ajungă la asemenea... Hai să fim serioși despre ce discutăm, de blindarea unor țevi, da? De verificarea faptului că da, le-ai blindat, ok, poftim, vă mulțumim. Mai obligat odată să le izolez în casă, dacă mi-am pus centrală, că nu cumva să mă folosesc de să energia termică pe care, pe care o distribui tu prin țevi. Bun, asta nu înseamnă că iau costuri mai mici, să ne înțelegem. Deci țevile alea tot prin casă treceau, tot calde, călduțe erau, dar să nu mă folosesc eu de ele, a trebuit să le acop. Parcă din și acoperite și toți au mai băgat vă 2 lei de cheltuiel. Hai. Și am mai întrebat dacă nu funcționează cum se cheamă transferul ăsta termic și în sens invers, că ei dau drumul la căldură în noiembrie, târziu. Da? Eu îmi deschid centrala în septembrie și de câte ori mi se pare că e frig în casă. Corect. Nu se cheamă că și eu, bun, la mine în bloc nu-i cazul, că mai sunt, cred că nu, e debranșată toată lumea, nu mai există nimeni în branșat la sistemul centralizat. În primăvara asta au plecat ultimii 3. De la revedere. Tu ești ultimul de branșat, da. 1000 de lei în plus că da, ești ultimul de branșat. Da, că ai plecat ești ultimul. Fresh, dar presupunând că vecinul meu de perete ar fi fost la termica, eu am centrală, da? Din septembrie eu nu încălzesc lui pereții. Când deschid eu centrala, bine, până în noiembrie. Da. Dacă e vorba să fim paranoici, să calculăm... Știi că nu de puțin ori râdeam de asocierea de fotografii care câteodată era mai puțin fericit în monitorul, dar eu cred că obiectivul aici a mers, cum să spun, cel puțin pe fotografia care ilustrează acest articol cu termonet. Din asta cu efemerul? Da. Deci e fotografia mare cu termonetul, sediu din centru. Pentru da, voi cu căldură. Se vadă foarte clar și firma de pompe funebre FMR, adică e cu skepsis. Da, și pentru voi cu căldură. asta e poza, nu crezi? Uite aici, da? Deci, nu, asocierea e genială. E cum scrie la carte, numai nu le-au spus la mulți ani, da? Deci termonet, ăsta e titlul, pac, vedeți dumneavoastră acolo dedesubt, firma de pompe funebre FMR, ce mai e? E cu dedicație, e cu din suflet pentru voi, da? Bun. Dana, astăzi, tu în ziar, n-ai prea încăput, nu-i așa? Da, ai una bucată, dar și asta e strong, da? Că e pe zona de politic. Primarii PNL invitați de fluturi să lucreze pentru candidații partidului la alegerile parlamentare. Ieri, conferința de presă la Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a evitat să discute partea asta de politică. Deci, multe întrebări, peste întrebări, că e... Știi cum e cumva așa niște aia, dinaintea furtunii? Da, și se apropie alegerile chiar așa pe 11 decembrie. Am vrea să știm și noi cine candidează, mai ales că pe la toate partidele se întâmplă tot felul de mișcări din astea nu neapărat spectaculoase, dar care îți atrag atenția. Uite că vorbeam acum vreo 2-3 săptămâni, două, cred, despre la PNL, doamna, cum o cheamă, care a fost consiliera domnului președinte, fost președinte Băsescu, Adriana Săftoiu. Spunea că parlamentarii cu mai multe mandate să mai iau o pauză. Pe la PSD se mișcă fostul președinte al partidului,
pare că ar vrea să-și facă alt partid, ar fi al doilea președinte PSD care încearcă să rupă o aripă după Mircea Joană, care încearcă să rupă o aripă din partid și să facă o fracțiune separată. Dar nu zice nimeni nimic la Suceava, nici la PSD, nici la PNL, de liste, de cine candidează. Ori ieri dacă domnul președinte Flutur a spus că munca foarte grea va fi pe primari, care au fost primarii PNL, care au fost ajutați din plin de parlamentari în campania electorală pentru alegerile locale și acum invitația asta este foarte apăsată, nu prea o să fie loc de negociere, adică pot să spun și nu la invitație, nu, da, da, da. Nu va fi chiar așa. Sunt chemați să facă, să se implice puternic în campanie pentru candidați, dar domnul Flutur nu a vrut să spună niciun nume de potențial candidat. În schimb, domnul deputat Balan, care este și vicepreședinte al PNL pe zona nord-est, a fost mai înțelegător cu solicitările mele jurnalistice și a spus, da, până acum potențiali candidați sunt actualii parlamentari de Suceava și în plus la lor li se alătură pentru Camera Deputaților colegul nostru Bogdan Gheorghiu și omul de afaceri Dumitru Mihalescu. Și la Senat, pe lângă doamna senator Miron, mai sunt tot potențial candidați, Dan Cadariu și Orest Onofrei. Da. Pentru ambele camere Parlamentului, sigur, lista este în continuare deschisă. Și discutăm oricum. Sub aceste auspicii, evident, ne apropiem cu pași repezi, îndrăznesc eu să spun, de alegerile din decembrie. Dar până atunci avem început de an școlar, mai avem una, mai avem alta, poate mai vedem că se mai și lucrează ceva. Pe acolo. Mare lucru nu văd. Da, și... E clar, trebuie să ajungem la cafea. Dana, mulțumesc mult pentru prezența în această mulțumesc dimineață. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, stimați telespectatori, rămâneți alături de programele noastre. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.